Hello tuturor și bun găsit la un alt vid în OMSI 2. Jucăm din nou cu rocarul de Simon pentru că nu m-am mai satur de mașina asta și de data asta vom juca noaptea pentru că vreau să vedeți cum arată luminile acestei mașini. Plus că n-am mai jucat o linie de noapte de nu mai știu când. Hai să îi dăm drumul, trebuie să plecăm, vom fi linia N84, am ajuns la terminus și bineînțeles trebuie să urcăm în mașină și să îi dăm drumul. Urcăm într-un mod super legitim și anume abuzând această comandă din bară. Deci, rotim butonul ăsta și ușa șoferului se deschide, după care urcăm în postul de comandă. Închidem ușa șoferului și putem să începem pregătirile de plecare. Deci, pornim instalația electrică, bineînțeles, dăm cheie și lăsăm un pic să se facă presiune. Ah, se pare că deja avem presiune în sistemul de frânare. Ok, atunci haideți să pur și simplu să setăm ibisul și să pornim. Deci vom fi linia N84. Să văd dacă mai țin minte care era codul pentru N. Deci, linia 0 8 4 2 6 parcă. Nu, asta e U. Asta e. L-am găsit. Deci era 3 5. Bun. Și ruta va fi ruta 1, dacă nu mă înșel, către nu, este ruta 2. Către Uperst. Hai să pornim farurile, bineînțeles. Cam așa arată luminile exterioare. Foarte tare. Și de asemenea pornim și luminile interioare. Cât de frumos e și cât de frumos cade lumina pe scaunele astea, ce reflexii frumoase au. Cât de bun e modul ăsta. Bun, și să îi dăm drumul. Iau frâna de mână, dăm D de la drive, dăm semnal și ne punem în mișcare și vom fi linia N84. Haideți să facem o cursă de noapte cu mașinuța asta. Se pare că N84 face la dreapta aici. Prima dată când joc linia asta, pe X10 Berlin, n-am mai jucat până acum N84, deloc. Am jucat N10, dacă nu mă înșel, ce este linia principală de noapte, chiar cu sitarul de la Bucharest City Bus Project, dacă mai țineți minte. Și hai să întoarcem aici și oprim în stație pentru că cineva deja dorește să se urce, deci am setat corect. Nu se urcă pe la ce ușă vrea el, se urcă pe la ce ușă îi dau eu voie. Pentru că eu sunt șeful în autobuzul ăsta. Eu sunt regele autobuzului. Tu nu ești decât pasagerul meu, omule. N-a luat loc? Stai că nu pot vedea. Da, n-a luat loc, stă în picioare. Este prea stresat să ia loc. Povat ăsta te miție. De bine poate să arate. Ce faci, bă? Stai acolo, dă-mi voie să ies din stație. Nu știi că am prioritate când ies din stație? Îmi place că semaforele nu funcționează la ora asta. Liniile de noapte pe harta asta funcționează după 12 noaptea. Și N84 este tot înainte. Să-i dăm voie și acestui domn să urce.
după care pornim. Te pune mașina asta, nu pot trece peste chestia. Un singur lucru am de raportat, ce observație am de făcut pentru Paula, că se uită, eventual poate dorește să corecteze chestia asta. Noaptea cu luminile aprinse, dacă deschizi oricare parte a ușii față, de exemplu asta, se aprinde și lumina șoferului. Și sunt sigur că... sau destul de sigur că nu se întâmplă chestia asta în realitate. În mod normal n-am niciun fel de problemă cu chestia asta, dar știu că omul este perfecționist și că vrea să reproducă cât se poate de realist mașinile astea, așa că aici, Paul, un mic feedback. Ce am descoperit, există posibilitatea deja să știi de problema asta. Ok, nimeni nu vrea să urce, nimeni nu vrea să coboare. Trecem mai departe, de-abia acum a dat cineva semnal. Îmi place că pasagerii în acest joc știu să folosească corect semnalul de coborâre. În realitate, în București, nu știu dacă se practică vreodată chestia asta. Poate noaptea, când nu e nimeni pe stradă, prin stații, că în general stațiile oricum sunt prea aglomerate, oricare stația aia, chiar și cele periferice, iar cele... Cât de mult îmi plac și spoturile alea din scări. Iar pasagerii, în general, nu cred că sunt obișnuiți să apese butonul de request să coboare, chiar dacă, să zicem că, nu știu, nu e trafic chiar atât de dur încât să necesite trafic pietonal, mă refer, sau mă rog, al pasagerilor, vreau să zic, încât să necesite oprirea în fiecare stație. M-am făcut eu aici, pentru că nu m-am concentrat pe ce vreau să zic și ce vreau să fac. Ok, hai să-i dăm. Asta e faza lungă. Cam așa se vede. Destul de bine bate, aș putea spune. Și îmi place că întregul instrumentar de bord este iluminat. Nimeni nu vrea să coboare, nimeni nu vrea să urce. Chiar și manometrele pentru presiunea în sistemul de frânare. Cele de pe consola din partea dreapta a volanului. Chiar și acelea sunt luminate. Foarte relaxant să conduci noaptea. Nu e mare aglomerație. Ia să vedem dacă cineva dorește să urce. No. Suntem în regulă. Vezi că, nu știu, la noi șoferii au obligația să... Chiar dacă nu e nicio persoană în stație și nu face nimeni request de coborâre, cam ai obligația să oprești, nu? Deci aici nu-i nimic. Eu aș opri, sincer, pentru că mi-ar fi frică să nu cumva să trec de stație și cineva să dorească să coboare, dar să nu știe că trebuie să apese butonul de stop. N84 tot înainte. Va merge super rapid. Aici tot nimeni. De-abia aici avem un semafor și trebuie să facem la stânga. Va merge super rapid traseul ăsta din simplu motiv că, e bine, nu este absolut nimeni. Și nu funcționează niciun... sau majoritatea semaforilor nu funcționează. Hai să aprind și proiectoarele, doar așa ca să vi le arăt. Știu că este
complet inutil să le aprinzi în condițiile astea. Nu numai că e inutil, dar este și contraindicat, dar hei, ca demonstrație să le vedem cum arată și cineva dorește să coboare la următoarea stație. Unul din cei, cât sunt? Doi pasageri? Foarte relaxat. Unde e? Ah. Ok. Călătorie plăcută. Mulțumim că ați mers cu noi. Și acum vrea și stați coboare? Am mai așteptat un pic. Ok. Și se pare că... am ajuns la destinație? Da, ăsta e terminusul. Și suntem super ok ca tip. Și așa bat și proiectoarele. Bun! Deci, haideți să luăm pauză un pic și facem și returul, desigur, pentru că parcă e prea scurt traseul. Bun, atunci... bun, atunci haideți să facem și returul, pentru că este prea scurt traseul. Deci băgăm ruta către Zeldrolfice. Și întoarcem. Decent. Nu-mi dau seama dacă a fost chiar atât de scurt traseul sau pur și simplu l-am parcurs extraordinar de rapid. Dar facem și returul, pentru că de ce nu? Cât de frumos funcționează totul la mașina asta. Foarte plăcut, inclusiv instrumentarul. Instrumentarul funcționează, cred că aproape full. Cred că singurul lucru care nu funcționează, n-am observat să funcționeze, este kilometrajul total, dar ăla nu știu dacă funcționează pentru un autobuz în acest joc, chiar n-am urmărit cu atenție. Dar în rest, tot, absolut tot funcționează, totul funcționează cum trebuie, inclusiv indicatorul temperaturii motorului. Poate ce se va încălzi motorul, vom vedea că acul va începe să urce și doar 15 grade, hai să încerc să le dau un pic de căldură. Este o noapte friguroasă.
Hello, mea. Chidem ușile. Dăm semnal. Hai să plecăm să nu-l împurcăm pe omul ăla care vine. Mult mai multă lume vrea să meargă pe retur. Logic, pentru că returul se duce spre centru. Cât de frumos, vedeți cât de frumos arată spoturile astea? Aproape că ai spune că sunt cu LED la ce culoare au. Dar evident că nu sunt cu LED, că nu existau LED-uri pe vremea aia. Și îmi place, nu știu de ce, dar mi se pare deosebit. Cred că culoarea scaunelor câte și calitatea texturilor și cum cade lumina pe ele, mi se pare deosebită mașina asta. Sincer să fiu, mai ales am ținut să vă arăt pe timp de noapte, pentru că mi se pare că arată cu adevărat special interiorul noaptea, iluminat de către neoanele fluorescente din tavan. O altă noutate pentru România la vremea în care a apărut, la care a apărut, în care a, la care a fost introdus, vreau zic, modelul ăsta pe piața noastră. Era plin de dotări moderne. Cutia automată, request de coborâre în stație, frână de stație automată când deschideai ușile. Tot felul de gadget-uri. Bineînțeles, iconicul sistem Blaupunkt, ce mergea dintre I-14 în realitate, dar oricum exista. Sistemul audio. După, sincer să fiu, doar două lucruri despart mașina asta de orice fel de autobuz modern, chit că vorbim de sitaruri sau de autocaruri. Podeaua ridicată, da, dar fiindcă nu era cu podea plată, avea trepte. Avea motorul plasat sub podea, nu în spate. Și lipsa aerului condiționat. Deși am înțeles că au existat câteva modele, dacă nu mă înșel, au fost puse la dispoziția armatei, parcă, iar au fost echipate și cu aer condiționat. Dar cele disponibile pentru flota RATB-ului nu aveau, niciunul nu avea aer condiționat. De fapt, au considerat cei de la RATB sau din primărie, mă rog, când au luat atât de important acest lucru, că în sfârșit sitarurile, când au ajuns, aveau aer condiționat, încât au ținut neapărat să menționeze acest lucru pe screen deasupra ușii față. Aer condiționat. Să fie clar pentru tot muritorul. Că faptul că mașinile astea, într-adevăr, au aer condiționat. Așa cum a scris cum au scris cei din actualul Consiliul Local al Primăriei, foarte mândri de achiziția lor de autocaruri, au scris pe ele achiziționate în 2018, ceea ce va fi cu atât mai haios peste 2-3 ani, când sper să nu, dar eu cred că atunci vor începe să cedeze. Dat fiind calitatea, hai să o numim dubioasă, a producției. Vor începe să existe probleme. Nu mă întrebați ce fel de probleme, poate de natură electrică, poate la motor, nu cred că au motor Cummins, nici cutia de viteze, poate vor începe să apară pete de rugină.
nu știu sigur, dar eu cred că vor începe să, să-și arate calitatea reproșabilă în următorii 13-5 ani, să zic. Vom vedea dacă am sau n-am dreptate. Dar eu asta cred. Sper să nu. Sper chiar și modelele, chiar și pentru modelele turcești, sper ca tehnologia asamblării să fie, să fie ajuns la un anumit nivel în care să nu mai existe breșele acestea de decor, cum ar fi pete de rugină sau faruri arse sau alte chestii electronice nefuncționale, nici măcar pentru ei. Ok, hai să oprim puțin stație, să dăm voie lumii să coboare și să facă... A, nu fac nimic, coboară decent. Mai e o problemă cu beta-ul ăsta, o problemă de pathing, în care, nu știu dacă ați observat, când urcă și coboară, oamenii au tendința să facă o piruietă mică pe trepte. Dar sunt sigur că se va rezolva până la varianta finală. Țineți cont că vorbim totuși de un autobuz. Aici nici măcar nu e stația mea, dar hai să o luăm totuși pe doamna asta. Pe această doamnă să nu o lăsăm să stea în frig. Chiar dacă nu este stația mea. Și ajungem încet, încet în centru! Yay! Din nou. Haideți! Haideți să vă dau... Vedeți ce v-am zis? Ocolesc bara aia centrală. Într-un mod cam ciudat. Acum ce face asta? De ce nu mai pleacă? Nu știu de ce nu mai pleacă, dar m-a forțat să fac o manevră ciudată, ceea ce e probabil mai bine, pentru că oricum trebuie să fac la stânga aici. Aici am deja altă stație. Asta este terminusul. Ok, deci am ajuns la terminusul celălalt și cred că o lăsăm aici. Haideți să parcăm totuși, chiar dacă nu e momentul, dar oricum. Deci, pur și simplu, închidem toate luminile astea pentru că nu mai avem nevoie de ele. Oprim și luminile exterioare. Semnalizarea. Oprim motorul, tragem frâna de mână și închidem instalația electrică și gata, suntem în regulă. Trebuie doar să coborâm în pauză. Închidem și ușa din exterior și mergem să ne luăm un pachet de țigări și o cafea. Vă mulțumesc mult pentru vizionare, sper că v-a plăcut această scurtă cursă de noapte cu rockerul de Simon de la OMC2 Romanian Garage Project și ne vedem data viitoare. Nu uitați să lăsați un like dacă v-a plăcut și să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja pentru a fi la curent cu cele mai recente videouri ale acestui canal și dacă vă place autobuzul ăsta și ați fi ridicol să spuneți că nu vă place, vă puteți duce în secțiunea de comenturi și vă puteți lua și voi modul acesta glorios. Wow, de ce coadă am făcut deja. Bun, gata. Vă mulțumesc pentru vizionare și numai bine. Bye, bye.